Un student din județul Covasna a fost prins de polițiștii locali din Brașov după ce a vandalizat cinci mașini. Tânărul se afla în stare de ebrietate când a distrus mașinile aflate într-o parcare din zona centrală a Brașovului. El a distrus topurile și oglinzile retrovizoare și a zgâriat capotele mașinilor întâlnite în cale. Covăznanul riscă o amendă sau să stea în spatele gratiilor până la 2 ani.